Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română în această seară, deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, citesc un singur verset, versetul 9. Galateni 6:9. Să ascultăm acest cuvânt divin. Să nu obosim în facerea binelui, fiindcă la timpul cuvenit vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Amen. Chemarea pe care Duhul Sfânt ne-o face prin Sfântul Apostol Pavel este să fim credincioși activi. Să nu dăm înapoi de la asculta de Domnul, de cuvântul Său, de a împlini legile Lui Dumnezeu și de a trăi o viață de credință practică. În seara aceasta, mesajul meu se intitulează Cum să sfârșim alergarea? Cum să sfârșim alergarea? Viața de credință este ca o cursă, ca o întrecere sportivă, dacă vreți. Apostolul Pavel nu se sfiește să vorbească în felul acesta când va spune în 2 Timotei, mi-am isprăvit alergarea. Termenul grecesc este my race, competiția. Și în pasajul de astăzi, din nou, Duhul Domnului ne oprește atenția asupra faptului că tot ce am început pentru Domnul trebuie să ducem la bun sfârșit. Deci, cum să sfârșim alergarea, dar să o sfârșim bine? Sunt patru lucruri pe care Duhul Domnului le are în vedere în acest verset. Primul este acesta. Dacă vrei să sfârșești bine, trăiește făcând bine. Să nu obosim în facerea binelui. Dacă vrei să sfârșești bine, trăiește făcând bine. O paranteză trebuie să o fac aici și o fac cu toată seriozitatea. A face bine nu însemnează a avea prin aceasta garanția mântuirii. Nu. Mântuirea este dată prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Atât. Nu trebuie să adăugăm nimic la aceasta. Jertfa Domnului Iisus este suficientă să ne mântuie. Ajunge. Noi avem tendința aceasta să spunem, da, credință plus faptele mele bune, credință plus legea lui Moise, credință plus cel puțin sabatul, cum spun anumite organizații creștine. Nu. Ca să ai garanția mântuirii, ca să avem garanția mântuirii, un singur lucru ne trebuie. Să ne naștem din nou prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta ne este de ajuns. Dar, odată ce am devenit copii ai Domnului, nu putem să stăm inactivi. Și de ce în pasajul de astăzi ne spune, dacă vrei să sfârșești bine alergarea, trăiește făcând bine. Cum demonstrezi că ți-ai schimbat viața prin credința în Domnul Iisus Hristos? Prin fapta credinței. Nu poți să taci și să nu spui semenului tău despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos.
Nu poți să vezi un nenorocit, un necăjit și tu sau eu să avem posibilitatea să ajutăm, să întindem mâna și să stăm nepăsători. Apostolul Iacob va spune, dacă vine cineva la voi și e flămând și este sărac și este nevoiaș și îi este frig, n-ai să-l ajuți deloc spunându-i, du-te frate că ai mâncat cândva și o să te încălzești cine știe unde. Aceasta nu este credință, aceasta este religiozitate, este fariseism, este un fel de a vorbi între oameni fără a atinge deloc problema mântuirii. Credința noastră trebuiește să fie însoțită ca răspuns la mântuirea Domnului, răspunsul nostru trebuie să fie faptă bună. Și aici spune, să nu obosim în facerea binelui. Mi se pare de multe ori greu lucrul acesta și parcă cei mai mulți au obosit făcând tot bine, făcând tot bine. Dar n-am făcut niciodată suficient de mult bine ca să nu mai încapă puțin, să nu mai trebuiască puțin. Deci, încă o dată, vrei să sfârșești bine alergarea, cursa credinței? Primul lucru de care avem nevoie este trăiește făcând bine. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îl are în vedere este acesta. Evită pericolul. Care pericol? Oboseala. Să nu obosim în facerea binelui. Ne paște acest pericol. Și de multe ori spunem, astăzi nu pot. Poate că dacă venea ieri, mai ajutam. Sau poate că dacă vine luna viitoare, pot să întind mână. Evită pericolul. Evită inactivitatea. Și în felul acesta, cursa ta, cursa mea de credință, va fi una despre care în final vom avea curajul, ca și Apostolul Pavel, să spunem, mi-am isprăvit alergarea. Acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Adică, vrea să spună Pavel, prin aceasta, viața mea este un altar. Eu așa o văd ca pe un altar. Acum sunt gata de jertfă. Am fost gata de jertfă în lucrurile pe care le-am făcut, m-am jertfit în toate privințele, acum sunt gata de jertfă, viața mea să fie dată pentru gloria Domnului Iisus Hristos și nu mă voi da înapoi de la acest aspect. Deci, trăiește făcând bine, doi, evită pericolul. Pericolul este oboseala. Trei, dacă vrei să sfârșești bine, anticipă răsplata. Fiindcă la timpul cuvenit vom secera. Noi nu trăim gândindu-ne, nu știm ce va fi după ce murim. Nu. Trebuie să știm ce va fi după ce murim. Dacă am murit în credință, ne vom întâlni cu Cel în care am crezut, cu Domnul Iisus Hristos. Dacă am murit în credință, trăirea noastră prin credință, ceea ce am făcut, fapta credinței, va avea o răsplată. Și Domnul are o răsplată glorioasă pentru copiii Săi, pentru biserica Sa, pentru mireasa Sa, pentru soția Sa. Pentru că ne iubește așa de mult încât în ziua în care ne vom întâlni cu El, ne va împodobi, ne va îmbrăca, ne va echipa cu ce este mai scump în universul acesta și poate fi gândit de Dumnezeu. Gândiți-vă că Cel ce ne va binecuvânta este Domnul Creației, care poate toate lucrurile și care a făcut toate lucrurile, glorie Lui. Deci trăiește anticipând răsplata. Nu este o mândrie, nu. Abia aștept să văd ce a pregătit Domnul pentru mine, ce casă a pregătit Domnul pentru mine. Nu pot să uit nici acum pe mama Irina, era în
zilele acelea înainte de a pleca acasă la Domnul. Și într-una din dimineți, când am coborât și am stat de vorbă cu ea, mi-a zis: Lazar, Domnul mi-a arătat casa care mi-a pregătit-o. Vai, Lazar, o casă așa frumoasă n-am putut să-mi imaginez în viața mea. E mare lucru. Este mare lucru. Domnul pregătește lucruri glorioase pentru tine. Poți să anticipi. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Când spune multe locașuri, aș vrea să știți, practic în limba greacă terminologia este: acolo unde locuiește tatăl meu e plin de vile, de palate. Are Domnul un palat pentru tine. Anticipă lucrul acesta. Poate o să fim vecini și acolo. Are Domnul lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Are Domnul 5 corone speciale pregătite pentru noi. 5 corone speciale pregătite pentru noi. Măcar una dintre ele să fie a ta, să fie a mea. Și cel puțin 2 corone sunt accesibile, 3 corone sunt accesibile din cele 3 la oricare credincios. Corona bucuriei este pentru câștigarea de suflete. Cei ce au câștigat suflete pentru Domnul, aceștia primesc corona bucuriei. Apoi, cei care biruiesc ispita și chiar și-ar pierde viața pentru Domnul, au corona vieții. Feriți de cei ce au biruit ispita, căci după ce au fost găsiți buni, vor primi corona vieții, cununa vieții. Și apoi este o a treia coroană la îndemâna fiecăruia, este corona neprihănirii, pe care Domnul o dă celor care sunt interesați în acest subiect, a doua venire a Domnului. Eu mă gândesc că o să îmi păstreze Domnul corona aceasta, pentru că tare mi-este dragă această învățătură, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu numai că trebuie să ne fie dragă, dacă ne este dragă, trebuie să ne pregătim pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin? Deci anticipă răsplata. Domnul are lucruri mari pentru noi. Și apoi, al patrulea lucru și ultimul pe care îl învederează Duhul Domnului și prin Sfântul Apostol Pavel: dacă vrei să sfârșești bine alergarea, împlinește-ți condiția alergării. Care-i condiția? Să nu cazi de oboseală. Să nu cazi de oboseală. Însă vreau să te încurajez la un lucru pe care poate alții nu ți l-au spus. Chiar dacă ai căzut, faptul că încă ești în viață, Tatăl Ceresc te poate ridica din nou. Pentru că El este Cel care a spus: te-am pus pe umerii mei și am să te duc și tot voiesc să te mai duc. A rămas celebră această întâmplare la una din jocurile olimpice din timpul vieții noastre, cred că în Anglia a avut loc. Una din marile speranțe la maraton, alergarea cea mai lungă, 26 de mile, 40 de kilometri, era un alergător din Africa. Și, într-adevăr, după ce a pornit toți concurenții, el s-a desprins bine pe la mijloc și a depășit pe toți, sau i-a lăsat în urmă. Însă s-a întâmplat ceva, s-a împiedicat, nu se știe ce s-a întâmplat și a căzut. S-a lovit foarte rău la genunche, încât n-a mai putut să, nu să alerge, abia putea să umble. A fost depășit de toți. Și
crainicul a anunțat că cel care a fost speranța maratonului nu s-a lăsat de competiție, ci vine și el, dacă vrea cineva să-l aștepte în stadion. Pe un singur om acum. Și cei mai mulți au rămas în stadion. La un moment dat, și după câteva ore, a apărut și el târându-și piciorul. Dintr-o dată, din stadion, un bărbat s-a desprins, a trecut peste security, s-au luat cei de la security după el. Bărbatul acesta s-a dus la alergător, l-a luat pe umeri și a venit cu el până la linia de sosire. Era tatăl lui. Era tatăl lui. Și a zis, fiul meu a venit să ajungă la linia de sosire, nu să piardă linia de sosire. Și dacă el n-a mai avut putere, eu încă am putere să-l port pe umeri. Ei, avem un tată mai bun decât un tată pământesc. Este Tatăl Ceresc care ne poate purta pe umerii lui. De aceea și dacă ai căzut și încă ești în viață, lasă-te ridicat de Tatăl Ceresc și îți vei sfârși alergarea cu bine. Și Domnul să binecuvinteze pe fiecare dintre noi să sfârșim bine. Amin.